Nu vreau să las acest caz nerezolvat, pentru că în această situație nu ai cum să procedezi atât de urât. În timp ce unii refugiați au fost primiți cu brațele deschise de către români, alții au fost păcăliți de către oamenii de aici din țară. Originară din Odessa, Olga Gulko a fugit din calea războiului împreună cu copilul, mama și soacra și au venit cu toții la Iași. În Rediu au găsit o locuință care putea fi închiriată cu 400 de euro lunar. S-au întâlnit cu proprietarul care le-a povestit despre programul 50/20 pentru refugiații Ucrainei, 50 de lei pentru cazare și 20 de lei pentru masă. La această întâlnire, noi i-am dat actele și i-am povestit despre programul pentru refugiați 50/20. Proprietarul apartamentului nu era sigur că banii vor fi virați și n-am înțeles că o să achităm o garanție de 200 de euro și alți 800 de euro garanție în cazul în care programul 50/20 nu va funcționa. Banii au fost decontați de către guvern pentru toate lunile, dar proprietarul a înțeles că toți banii din program sunt ai lui, deci nu trebuie să ne dea nouă nimic. Pentru că nu au ajuns la o înțelegere, Olga și familia ei au plecat din apartament, însă proprietarul l-a restituit doar 400 de euro. El a susținut că aceasta este mica lui afacere. După ce am contactat primăria Rediu și am fost la poliție, proprietarul apartamentului a decontat alimentația conform programului doar pentru o lună, după care nu a mai răspuns la apelurile telefonice. Noi am depus o plângere la poliție la mijlocul lunii septembrie. Acum mai avem de primit 1600 de euro. Locuind numai femei și un copil mic în apartament și văzând că noi nu putem munci, eu cred că el s-a folosit de situație. Contactat telefonic de către echipa Iași TV Live, bărbatul nu a dorit să facă niciun comentariu. Da, dar nu vă supărați, nu pot să discut lucrurile astea acum cu dumneavoastră. Da, dar ea vă acuză că trebuie să returnați o sumă de bani. Nu aveți un punct de vedere? Nu ne puteți spune nimic? Nu știu ce să vă spun acum. V-am spus, chiar nu pot să vă răspund la întrebările astea acum. Dezmințiți aceste acuzații sau... Într-o altă discuție. Vrem să vă dăm și dumneavoastră un punct de vedere. De asta și vă sunăm. M-ați înțeles că sunt într-o altă discuție? Olga a făcut o postare pe rețelele de socializare în care își spune povestea, iar în comentarii și alte familii s-au plâns că s-au confruntat cu această situație. Acum femeia împreună cu familia ei s-au mutat într-un alt apartament, tot cu chirie. Aici proprietarii sunt oameni cu suflet mare care o ajută. Polițiștii secției numărul 8 Poliție Rurală Lețcani, postul de poliție Rediu, efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de încredere. La finalizarea cercetărilor, în funcție de cele constatate, se vor dispune măsuri legale. Pentru tot mai mulți români, programul 50/20 a fost o schemă de profit. Au fost sesizate cazuri în care unii români au declarat că au cazat foarte multe persoane, mai multe decât permite capacitatea unei garsoniere sau a unui apartament. În acest fel, ei au primit bani mulți din partea statului. Cei care încasează bani de la stat pentru găzduirea ucrainenilor nu trebuie să îi declare la ANAF și nu au alte obligații fiscale. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Iași nu au reușit să ne spună câte plângeri au fost depuse până acum în ceea ce privește acest program.